Meditații la minut. De fiecare dată când aud o mămică sau un tătic spunându-i fetiței, fetițele nu se murdăresc. Trebuie să mărturisesc că tare mă supără. Îmi aduc aminte cu așa de mare plăcere când obișnuiam să fiu mică și să mă cațăr în copaci și să mă joc în nisip și să mă murdăresc și să rup hăinuțele. Și ce mi-aduc eu aminte este cât de mult mă distram. Părintele când spune nu aș vrea să te murdărești și fetițele nu se murdăresc, de fapt spune mi-e greu să te schimb și mi-aș dori să nu trebuiască. Mi-aș dori să poți să te îmbraci într-o fustiță drăguță, cu fundițe, cu culori deschise și să arăți ca o păpușică, așa cum mi te imaginez eu. Ce înțelege fetița? Înțelege că există un mod anume în care trebuie să fii ca să fii fetiță. Și dacă ea nu este în acel fel, poate este ceva greșit cu ea, poate nu este genul corect de fetiță. Aș vrea să aduc aminte că stima noastră de sine ține de cât de mult suntem acceptați în copilărie, cât de mult suntem încurajați să fim noi înșine și aș vrea să încurajez toți părinții să se gândească că toată libertatea și distracția și acceptarea pe care o resimțim atunci când suntem copii ne ajută pe tot parcursul vieții să fim înțelegători cu noi și cu cei din jurul nostru. Pe data viitoare, la Meditații la Minut.